Ministerul Educației face un pas înapoi. Instituția anunță că va opera modificări la proiectul privind vacanța de vară în grădinițe. Astfel, regulamentul va stipula că perioada de vacanță în instituțiile de educație timpurie va fi stabilită de către APL, administrația instituției, în urma consultării părinților, reprezentanților legale ai copiilor sau a comitetului de părinți, după caz, până la 1 decembrie anului în curs, și va fi adusă la cunoștința tuturor părinților cu afișarea repetată la loc vizibil cu cel puțin 30 de zile înainte de data începerii acesteia. În perioada vacanței instituției, administrația publică locală și conducerea instituției, la necesitate, vor lua măsuri de asigurare a copiilor neîncadrați, contactând instituții apropiate din raza unității administrativ-teritoriale care vor funcționa în perioada respectivă și care vor putea prelua copiii sau oferi părinților alte alternative. Anterior, ministerul intenționa să închidă grădinițele pe o perioadă de peste 40 de zile. Speakerul Adrian Candu a avut o întâlnire cu 85 de tineri în sala de plen a Parlamentului, participanți la atelierele legislative de lucru. Adrian Candu le-a vorbit tinerilor despre felul cum decurge activitatea deputaților. Bună oară, speakerul a menționat despre modalitatea adoptării legilor, despre felul cum votează deputații, dar și cum sunt sancționați aceștia dacă nu se conformează prevederilor regulamentului Parlamentului. Speakerul Adrian Candu le-a spus tinerilor că, spre deosebire de alte legislative, cel de la Chișinău nu are poliție parlamentară, dar în prezent se lucrează la elaborarea unui cod de etică pentru deputați. Adrian Candu a mai precizat că sunt perioade când se lucrează foarte productiv în Parlament, dar și când spiritele sunt destul de încinse. Șeful statului Igor Dodon, care se află în Turcia, s-a întâlnit cu președintele Recep Tayyip Erdogan, dar și cu premierul rus Dmitri Medvedev. Întâlnirile au avut loc în marja participării la lucrările celui de-al 25-lea summit al șefilor de stat și de guvern ai Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră. Cu acest prilej, Igor Dodon a susținut și un discurs. Noi vom susține inițiativele care vin să intensifice procesele de colaborare în domeniile prioritare, precum cooperarea economică, eficiența energetică, interacțiunea în domeniul transportului și infrastructurii, protecția mediului ambient din bazinul Mării Negre, dezvoltarea turismului și schimburilor culturale. Considerăm că în acest sens un rol aparte îl joacă proiectele comune ale OCMN cu partenerii din Uniunea Europeană, dar și cu alți parteneri, a mai menționat între altele Igor Dodon. Doar online. Cei care vor dori să depună dosarele pentru redobândirea cetățeniei române o vor face deja doar online. Pentru utilizarea aplicației respective nu se percep taxe, acesta fiind un serviciu gratuit. Lista persoanelor programate în fiecare zi de lucru va fi afișată pe pagina de internet a Autorității Naționale pentru Cetățenie cu cel puțin 7 zile înainte de data programării. De asemenea, lista va fi afișată și la sediul ANC. Potrivit datelor oficiale, până în prezent, circa jumătate de milion de moldoveni au primit cetățenie română. Doi viceprimari cercetați pentru corupție, iar primarul general plecat în deplasare. Cam acestea sunt cauzele pentru care ședința de azi a serviciilor operative ale primăriei nu a avut loc. Se pare că situația se va repeta, ori de câte ori edilul Dorin Chirtoacă va fi plecat. Între timp, primăria informează pe site-ul instituției că muncitorii întreprinderilor municipale continuă să efectueze lucrări de salubrizare a orașului și să evacueze din crengele rămase de pe urma ninsorilor de acum o lună. Totodată continuă și lucrările privind restabilirea rețelelor de iluminat public stradal. Amintim că în urma intemperiilor de la sfârșitul lunii aprilie, prejudiciul cauzat de acestea pentru Chișinău au fost estimate la peste 70 de milioane de lei. Prim-ministrul Pavel Filip, împreună cu toți miniștrii, se va prezenta vineri în Parlament, a anunțat speakerul Adrian Candu. Acesta a precizat că întreaga componență a cabinetului de miniștri va prezenta raportul de activitate pentru anul 2016. Amintim că anterior prezența la audieri în legislativ a fost cerută în rânduri repetate, atât de socialiști cât și de către liberal-democrați și comuniști. În context, menționăm că în prezent este în plină elaborare reforma structurală a guvernului, care presupune micșorarea numărului de ministere de la 16, câte sunt acum, la 9.
De ziua Sfântului Nicolae, în mai multe localități din țară este sărbătorit hramul. Printre acestea se află și municipiul Bălți. Acolo este prevăzut un amplu program festiv. Cu un mesaj de felicitare către locuitorii orașului a venit și primarul de Bălți, Renato Usatăi, care în prezent se află la Moscova. Astăzi, în toate bisericele din țară au fost oficiate slujbe, iar în circa 70 de localități oamenii vor așterne mesele de sărbătoare de hram. Menționăm că datorită minunilor înfăptuite, Sfântul Nicolae este considerat ocrotitorul copiilor, în special al celor săraci, dar și al marinarilor, brutarilor și fetelor nemăritate.